pentru iesle. El a venit din slavă și mărire, s-a coborât la noi pe pământ ca să aducă lumii mântuire. S-a coborât la noi pe pământ ca să aducă lumii mântuire. Ce frumos cântă îngerii, ce frumos cântă oamenii, ce frumos, ce glorios s-a născut Iisus Hristos. Ce frumos cântă îngerii, ce frumos cântă oamenii, ce frumos, ce glorios s-a născut Iisus Hristos. Se închide și magii darul i-au adus. Această veste s-o audă toți, că pe pământ s-a născut Domnul Iisus. Această veste s-o audă toți, că pe pământ s-a născut Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul! Am cântat în dimineața aceasta că în numele acestui Dumnezeu ne ridicăm mâinile și prin El spune cuvântul lui Dumnezeu că suntem mai mult decât biruitori. În dimineața aceasta cred că Domnul este aici ca să primească lauda noastră. De aceea vă îndemn din toată inima, deschideți-vă și inimile și gurile larg ca să-i aducem Domnului laudă și cinste pentru că merită. Mă gândeam în dimineața aceasta acasă când mă uitam în Sfânta Scriptură știind că voi conduce slujba în dimineața aceasta pentru un îndemn de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și mă gândeam în felul acesta că ar trebui, atunci când stăm în fața bisericii, să îndemnăm biserica să aibă îndrăzneală să se roage, să-i ceară lui Dumnezeu vindecare, să aibă îndrăzneală să-i ceară lui Dumnezeu credință și alte lucruri. Dar pentru rugăciunea de mulțumire, pentru rugăciunea de laudă, ar trebui când venim aici să explodăm înaintea lui Dumnezeu. Mă uitam în biserică în dimineața aceasta și mă gândeam la un lucru. Suntem de mulți ani împreună ca și biserică și foarte mulți dintre noi începem să ne cunoaștem problemele, bucuriile, întristările. Mă uitam peste frații din biserică și știu foarte mulți frați care au cerut ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune și Dumnezeu ne-a dat răspuns la rugăciune, slăvit să-i fie numele. Și ar trebui ca atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu să nu trebuiască prea multe sfaturi, îndemnuri, motivații pentru rugăciunea de mulțumire, pentru că Dumnezeul nostru trăiește. Și mai mult decât atât, Dumnezeu este în mijlocul nostru ca să ne binecuvinteze. Asta spune psalmul 133, care aș vrea să-l citesc în dimineața aceasta. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care este turnat pe capul lui. Se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Am putea spune cu toată încrederea că aici este locul unde Domnul dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Aici este locul unde Dumnezeu umple de putere prin Duhul Sfânt. Aici este locul unde Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Aici este locul unde Dumnezeu a ascultat multe rugăciuni în biserica noastră și de aceea ne este inima plină de bucurie. Și biserica lui Dumnezeu trebuie privită așa cum o privește Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos a plătit prețul pentru ea și Dumnezeu când se uită din cer o vede prin jertfa Domnului Iisus Hristos, o biserică fără pată, fără zbârcitură, pe care mai este puțin și Domnul va veni să o înalțe la cer. Haideți așa cum stăm în dimineața aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea Lui. Să-i mulțumim că suntem în viață, suntem în sănătate, suntem într-o țară cu pace, cu liniște. Suntem aici unde Dumnezeu vrea să-i binecuvinteze pe cei care au de adus cauze înaintea Lui. Vom face la urmă o rugăciune pentru cei bolnavi, pentru cei care trec prin încercări. Dar vrem întâi de toate, așa cum este frumos, cum este politicos și pentru oamenii de afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu, întâi de toate să ne adresăm frumos lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru ce a lucrat Dumnezeu pentru noi până aici. Și atunci Dumnezeu va lucra în continuare la cauzele noastre. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i aducem laudă. Amin. O să fii pe mie în glorie, Regelui regilor vii. O să fii pe mie în glorie,
Thank you.
vrea să ne deschidem inimile și să ne apropiem de Dumnezeul nostru și să ne apropiem cu o teamă sfântă de El și să-L cinstim pe El în toate lucrurile. Amin. Psalmul care s-a citit ne arăta că dulce este părtășia și dulce este întâlnirea noastră la oaltă și binecuvântat să fie Domnul, fiindcă El face ca această părtășie a noastră să fie bună și plăcută. Lui datorăm faptul că suntem în această stare de har lui Iisus Hristos și El este Cel ce ne dă bucuria și credința și plăcerea aceasta de a sta în casa lui Dumnezeu. De aceea, înainte de toate, El să fie binecuvântat, El să fie glorificat, El să fie mărit în veci de veci. Amin. M-am gândit la un îndemn de rugăciune și am vrea ca în această rugăciune să ne cercetăm noi pe noi înșine și să-i cerem lui Dumnezeu îndurare, să-i cerem lui Dumnezeu iertare. Duhul Sfânt în această dimineață ne-a vorbit și ne-a arătat faptul ca fiecare dintre noi să ne cercetăm și să vedem unde ne umblă pașii noștri, ce fac ochii noștri și unde privesc ochii noștri. Și m-am gândit la gândul acesta care de azi dimineață, care am zis, Doamne, aș vrea un scurt gând ca să-l am pentru biserică, pentru noi toți și ca să ne putem apropia de Tine. Și gândul acesta este, care vreau să îl aduc înaintea dumneavoastră, este de a privi la judecata lui Dumnezeu, de a privi felul cum judecă Dumnezeu pe noi înșine. Noi coborâm de multe ori standardul și avem o judecată în care zicem să poate oricum și faptul acesta că noi nu avem o imagine corectă a judecății lui Dumnezeu, felul cum Dumnezeu ne judecă și cum ne cântărește, de aceea ne permitem să umblăm pe căile pe care nu trebuie să umblăm, ne permitem să privim lucrurile pe care nu trebuie privite, ne permitem să facem lucruri pe care nu trebuie făcute, care cuvântul lui Dumnezeu le osândește noi și de aceea, pentru faptul că și noi de multe ori pierdem din imaginea noastră judecata lui Dumnezeu, felul cum judecă Dumnezeu, felul cum cântărește anumite lucruri Dumnezeu. Romani capitolul 2 ne arată, în versetul 1 și tot capitolul ne arată modul în care judecă Dumnezeu, modul cum cântărește Dumnezeu lucrurile și aș vrea să le subliniez și apoi în rugăciunea aceasta să îi cerem lui Dumnezeu ca să ne facă să înțelegem această judecată a lui Dumnezeu. Când avem această certitudine în cuvânt că Dumnezeu judecă lucrurile drepte în versetul 2, spune că judecata lui Dumnezeu este potrivită adevărului. De multe ori noi ne permitem să facem anumite lucruri pentru faptul că noi ori nu cunoaștem adevărul Scripturii, ori avem un adevăr al nostru pe care îl spunem, bă, ăsta e adevărul și atunci ne permitem să facem anumite lucruri. Dar Dumnezeu ne arată că judecata Lui este potrivită adevărului Său. Apoi în versetul 5, ultima parte spune a arătării dreptei judecății a Lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Când Dumnezeu judecă un om, când ne judecă pe noi înșine, El ne judecă corect, drept. Dar noi când ne judecăm noi înșine, noi nu avem această atitudine, această putere de a ne judeca și de a ne osândi într-un mod corect. De aceea, haideți să privim un alt lucru care judecata lui Dumnezeu este potrivit după faptele fiecăruia. Orice faptă pe care o facem noi, Dumnezeu ne judecă. Și atunci, faptul că de multe ori noi diminuim lucrul acesta și nu credem în totalitate că orice lucru Dumnezeu îl va judeca, orice fapt îl va judeca, Scriptura spune că și dacă un pahar de apă va fi dat în numele Domnului, Dumnezeu îl va cântări și în judecata Lui, fapta aceasta este considerată și este judecată. Dar de multe ori noi facem, vorbim anumite cuvinte, rostim anumite lucruri și atunci îi spunem, bă, nu are sens, fapta asta este prea mică ca Dumnezeu să o conteze. Dar în această dimineață
Duhul Sfânt, cred că vrea noi să așeze lucrul acesta și să știm că orice fapta noastră va fi judecată, orice lucru la nostru va fi cântărit de Dumnezeu și am vrea ca Dumnezeu să ne dăruiască puterea aceasta și să ne putem judeca noi înșine, să ne putem privi la judecata lui Dumnezeu cum judecă Dumnezeu și atunci când avem o imagine dreaptă a judecății lui Dumnezeu, noi ne vom conduce viața și vom fi responsabili știind că judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă. În versetul 9 și 10 din Romani, capitolul 2, spune că judecata lui Dumnezeu va fi pentru binele sau răul pe care l-ai făcut, după oportunitate pe care ai avut să faci. Noi am avut, avem în fiecare zi oportunități de a face binele sau răul. Și atunci, dacă faci un bine sau dacă nu faci un rău, bă, noi trecem cu atare, fără să ne gândim prea mult. Dar Dumnezeu ne-a creat și ne creează oportunități de a face binele și dacă noi nu facem acest binele, înaintea lui Dumnezeu, judecata aceasta lui Dumnezeu este dreaptă. Dumnezeu ne va cere și socoteală pentru faptul că puteai să faci un bine și nu l-ai făcut. Un alt lucru prin care judecata lui Dumnezeu, când Dumnezeu judecă, nu judecă după fața omului. Noi avem o imagine și cântărim după înfățișarea noastră și noi dăm o sentință, ne dăm o sentință sau ne judecăm uitându-ne la înfățișarea lucrurilor. Dar Dumnezeu când judecă, El nu l-are în vedere fața omului. Înaintea lui Dumnezeu, înaintea judecății, în ziua judecății, Dumnezeu nu te va judeca faptul că ai fost un simplu membru în biserică, dacă ai fost mai slab, mai brunet, mai așa, sau înfățișarea feței. Dumnezeu când ne va judeca după adevărul Său, după ceea ce noi am făcut, după Scriptură. Și zic ca Dumnezeu să ne dăruiască puterea aceasta să știm că judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Să ne apropiem de Dumnezeu și să îi cerem în această rugăciune, Doamne, vrem să trăim conform voii Tale. Vrem să împlinim juruințele pe care le-am făcut înaintea Ta. Un alt lucru pe care ne apropiem de sfârșitul anului și fiecare dintre noi am făcut juruințe înaintea lui Dumnezeu. Am luat hotărâri la începutul anului și am vrea să ne întrebăm înaintea lui Dumnezeu și noi înșine în această rugăciune, Doamne, să ne facem o cercetare și, Doamne, cât am împlinit din ceea ce am spus. Că judecata lui Dumnezeu, odată noi ce am rostit o juruință înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă ca noi să împlinim lucrul acesta și judecata lui Dumnezeu când ne va judeca, când va trage o linie, Dumnezeu va fi drept, va fi corect, va fi corect în toate lucrurile pe care le va face și în modul de a ne judeca. De aceea ar fi bine să ne ridicăm în picioare și în această rugăciune să ne facem o cercetare și să intrăm în această rugăciune și să ne cercetăm așa cum ne va cerceta Dumnezeu. Să nu ne tolerăm cu noi înșine. Dacă este vorba despre viața noastră, avem de multe ori tendința aceasta să diminuim, dacă vreți, pedeapsa sau vinovăția noastră. Dar haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne judecăm pe noi înșine, să ne cerem iertare lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care nu le-am făcut, pentru lucrurile pe care le-am săvârșit și care cu siguranță l-am întristat pe Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne dăruiască puterea aceasta, să ne cercetăm conform judecății Lui. Amin. Continuăm să lăudăm pe Domnul nostru prin ceea ce vom face în casa de rugăciune. Am vrea, așa cum se spune de atâtea ori, să fie adevăr și real lucrul acesta în inima noastră. Domnul să aibă loc de cinste, slăvit să fie El. Vom cânta cu toată biserica o cântare spre slava Domnului. În timpul acestei cântări ne vom închina cu darurile de bunăvoie. Apoi fanfara va mai lăuda pe Domnul cu o cântare. În urma cântării fanfarei, fratele Marius Livanu va aduce mesajul Domnului. Rugăm ca Domnul să binecuvânteze fratele nostru, Dumnezeu să-L întărească, să-I dea un cuvânt proaspăt pentru biserica sa și fiecare dintre noi să ascultăm cuvântul Domnului cu luare aminte. Amin. Și-n țară mare, frunzele rămân povești.
Însă vrem în această zi, apropiindu-ne ca și timp de aceste sărbători, să înțelegem ce anume sărbătorim și cum ar trebui să sărbătorim. Pentru că sunt mulți oameni în jurul nostru care încă nu știu bine ce sărbătoresc, dar și mai mulți sunt cei care, deși știu ce anume se sărbătorește, nu știu cum se sărbătorește. De aceea, în această zi, aș vrea să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, să deschidem Cartea Psalmilor la Psalmul 2, să citim acest psalm care vorbește despre nașterea Domnului, vorbește despre motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Este un psalm mesianic, un psalm care vorbește despre Mesia, cel care s-a născut în lumea noastră. Psalmul 2. Pentru ce se întârtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi ca un toiac de fier, cu un toiac de fier, și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Amin. Cu ocazia acestor sărbători aș vrea să intrăm în atmosfera cerească, să vedem ce vede Dumnezeu când se uită pe pământ. Cum ne vede El pe noi, cum vede El pământul, cum vede El aceste sărbători. Să vedem ce face Dumnezeu în cer. Să vedem din acest psalm ce face Dumnezeu pe pământ. Cum răspunde Dumnezeu la provocările care sunt pe acest pământ. Dar mai ales să vedem ce se așteaptă Dumnezeu de la noi. Care sunt așteptările lui Dumnezeu? Sau ce ar trebui să facem noi vis-a-vis de aceste sărbători? Și ce ar trebui să facem noi ca biserică, noi ca și creștini? Sunt câteva întrebări care aș vrea din acest psalm să le găsim răspunsul. Ce vede Dumnezeu pe pământ? Dincolo de sărbătoare, dincolo de bucurie, de veselie, dincolo de lumini, dincolo de cântece frumoase, de colinde, ce vede Dumnezeu pe pământ? Și psalmul acesta răspunde aceste întrebări în versetul 1 și 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând. Ce vede Dumnezeu pe pământ? Vede răzvrătire. Vede păcat. Vede deșertăciunea cu care oamenii își trăiesc viața. Adică deșertăciune înseamnă ceva fără sens. Ceva care se uită doar aici și acum, să mâncăm, să ne distrăm și să ne fie bine. Dar nu privesc în esența lucrurilor. Privesc la un mod superficial viața, sărbătoarea, timpul care ne-l dă Dumnezeu, sănătatea care o au. Asta vede Dumnezeu când se uită pe pământ. Vede oameni răzvrătiți împotriva Lui, împotriva Lui Hristos, împotriva voii Lui Dumnezeu. Văd oameni care se adună, se strâng, dar ca să comploteze, ca să se răzvrătească față de Dumnezeu. Asta vede Dumnezeu pe pământ. Vede răzvrătire, vede răscoală, vede deșertăciune, vede lipsă de conținut, lipsă de esență, dacă vreți. Sunt creștini care sărbătoresc, dar nu știu nici măcar ce anume sărbătoresc.
Nu știu pentru ce sărbătoresc, nu știu cum să sărbătorească. Asta vede Dumnezeu pe pământ. Și în această zi aș vrea să te întreb, dacă se uită Dumnezeu spre noi ca biserică, Biserica Philadelphia, ce vede Dumnezeu în noi? Se uită Dumnezeu în familia ta, ce vede Dumnezeu în familia ta, în casa ta? Se uită Dumnezeu în inima ta în această dimineață, ce vede Dumnezeu? Ce găsește Dumnezeu în inima ta? Găsește răzvrătire? Găsește complot? Găsește deșertăciune? Ce găsește Dumnezeu în viața ta? Ce găsește Dumnezeu în familia ta? Ce găsește Dumnezeu astăzi, dimineața aceasta, în biserica noastră? Facă Dumnezeu să găsească în această zi bucurie, să găsească Dumnezeu pace, să găsească ascultare de Dumnezeu, supunere față de Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar când Dumnezeu vede toate aceste lucruri, când vede păcatul, când a văzut în vremea aceea păcatul și că atâția zei existau în lumea aceea, că atâția oameni care s-au declarat zei, atunci când Domnul Iisus Hristos s-a născut, s-a născut într-o perioadă în care cezarul de la Roma și-a luat o titulatură, și anume zeu, un zeu suprem, o titulatură care n-aș vrea nici să o pomenesc pentru că o mai poartă încă cineva și în zilele noastre. Sunt oameni care încă poartă anumite titluri, oameni care se înalță mai presus de Dumnezeu, care se cred că îl înlocuiesc pe Dumnezeu pe pământ, care se cred Dumnezei chiar și în biserică. Și Dumnezeu se uită din cer și în cer există în primul rând o atitudine cam ciudată. Cel ce șade în cerul râde. Despre asta aș vrea să vorbesc în mod special în această zi. Cel ce șade în cerul râde, își bate joc de ei. De ce îi răzvrătiți? E cam ciudat. Imaginea aceasta unui Dumnezeu care râde în cer. Dar râsul acesta lui Dumnezeu nu este un râs ca al nostru, râdem așa. Dumnezeu râde în ceruri. Se folosește expresia asta pentru că nu se poate găsi un termen care să descrie exact care e atmosfera. Știți cum o văd eu asta? Vine la mine un copil de 2 ani și spune, acum te fac băr, te bat, te usuc. Și când vezi un astfel de copil îndrăzneț și ce atitudine poți să ai? Nu te apuci să-l pocnești imediat. Te uiți la el și începi să râzi. Tu faci asta? Tu crezi că poți asta? Cam asta este atitudinea care o are Dumnezeu față de noi, când noi ne răzvrătim. Oh, lasă că ți arăt eu ție, nu mai vin la biserică. Ce o să se întâmple? Ce o să piardă Dumnezeu? Să vezi că nu mai dau eu bani. Ce crezi tu că faci tu față de Dumnezeu? Să vezi că nu o să mai fac eu bine, nu mă mai implic eu, nu mai cânt eu. Să vezi ce o să se întâmple în cer. Și unii cam așa privesc lucrurile. Să vezi că eu nu o să mai fac. Să vezi că eu... Cam asta au crezut atunci împărații și au spus, gata, rupem legăturile, rupem lanțurile, rupem totul. Noi suntem dependenți, independenți. Noi suntem dependenți de tine. Și Dumnezeu se uită la oameni, la răzvrătirea lor, la păcatul lor. Se uită la modul în care oamenii se raportează la Dumnezeu. Și în această zi, mesajul meu este un Dumnezeu între ironie și mânie. Pentru că la început Dumnezeu, când se uită spre păcat, spre oamenii care se răzvrătesc împotriva Lui, spre păcătoși, la început, când văd că oamenii îl sfidează pe Dumnezeu, se răzvrătesc față de Dumnezeu, la început Dumnezeu râde. Adică, asta înseamnă că Dumnezeu te lasă. Hai să văd ce-i să faci tu. Ia să văd cum mă faci tu măr. Ia să văd eu ce pot să fac. Există un timp în care Dumnezeu permite omului să se răzvrătească. Vorba cuiva, era odată cineva, ploua și
Mă rog, el era dus cu vigre și a pus mâna pe bardă și unde-i Dumnezeu acum să aruncă? Ce face Dumnezeu? Niciodată Dumnezeu nu vine și nu te omoară pe loc, nu se arată urgia imediat. Te lasă un timp să-L sfidezi pe Dumnezeu, să te răzvrătești. Și în acest timp Dumnezeu te ironizează, chiar te ajută. Și o să înțelegem din Scriptură cam cum arată ironia lui Dumnezeu față de oameni. Cu vreo 200 de ani în urmă, în Franța, era un filozof, era un om de știință, Voltaire, el era ateu. Și el a spus atunci, pentru că el a adus iluminismul și era un purtător al acestui curent de gândire, iluminismul, și a spus, gata, s-a terminat cu Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă prostie, înseamnă oameni care nu știu și așa mai departe, oamenii săraci, oamenii care n-au carte, mai cred în Dumnezeu, au nevoie de speranță. Acum noi purtăm o altă lumină, ducem un alt curent de gândire, o altă filozofie și gata, a spus el, peste 100 de ani, creștinismul nu va mai exista. Biblia va fi o carte de muzeu, doar la muzeu veți mai găsi vreo Biblie, dacă o veți găsi, că s-au dat deja poruncii, s-au pus de acord să distrugă creștinismul, să ardă toate Bibliile, să-i termine pe creștini și au pus în gând asta. Ce credeți că a făcut Dumnezeu în cer? A început să râdă. Și atât de mult a râs încât astăzi, în casa în care a locuit Voltaire, știi ce s-a întâmplat, știi ce este și astăzi? Un depozit mare de Biblie, unul dintre cei mai mari. Cel ce șade în cerul râde, își bate joc de ei. Tu spui că Biblia nu va mai exista. Vreau să spun că în casa în care tu ai spus astea, va fi un depozit, va fi plină de Biblie. Asta înseamnă ironia lui Dumnezeu. Un alt filozof, Nietzsche, spunea, Dumnezeu e mort, a murit. Și gata, odată cu el, tot așa, moare creștin, aduce el altă filozofie și va dispărea Dumnezeu. Gata, a și dispărut, el a declarat mort. Și dimpotrivă, ba mai mult, tot mai mulți oameni, milioane și miliarde de oameni declară astăzi, Dumnezeu este viu. Iisus Hristos este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Dar Dumnezeu își bate joc de astfel de oameni. Ironia lui Dumnezeu înseamnă că îi lasă un timp. Chiar îi ajută în planurile lor. Și o să vedem cum. Au luat egiptenii și faraonul Egiptului, au luat măsuri ca toți copiii, toți băieții care se nasc în Israel, să fie omorâți. Și au spus, e gata, îi terminăm și terminăm, o terminăm cu acest popor. Le slăbim puterea, hai să le rupem legăturile, hai să să scăpăm de ei. Și știți povestea, nu vreau să insist, dar uitați-vă la ironia lui Dumnezeu. Cum își bate joc Dumnezeu, cum râde în cerul când vede că faraonii iau astfel de decizii. Moise este pus într-un sicriaș de papură, este aruncat pe Nil și fiica lui faraon vede acest copil, îl ia, îl îngrijește, îl hrănește, îl educă și acesta avea să fie izbăvitorul care avea să-l scoată pe Israel din Egipt. Asta e ironia lui Dumnezeu. A crezut că faraon că îi va distruge pe evrei și fără să vrea și fără să-și dea seama, n-a făcut altceva decât să-l hrănească, să-l plătească, să-l educe, să-l îngrijească pe cel care mai târziu avea să ducă mânia lui Dumnezeu peste Egipt. Pentru că așa lucrează Dumnezeu, cu ironie. Asta e ironia pe care o folosește Dumnezeu. Ne gândim la Iosif. S-au adunat frații lui, împotriva lui. Și au spus, gata, am terminat-o cu el, îl aruncăm în groapă, îl vindem. Și au crezut că cu asta îi fac rău și s-au terminat cu planurile lor. Neștiind că Dumnezeu, în ironia lui, tocmai asta vrea. Cum avea să-l facă el domn peste tot pământul cunoscut de atunci? Cum avea să împlinească visurile care i le-a dat și revelația care i-a dat-o? De când așa, ducându-l într-o țară străină? Dumnezeu a râs de ei, de planurile lor. Și a folosit tocmai planul lor, împotriva lor și pentru Iosif. Ne gândim la Nebucadnețar, cu chipul de aur. A spus el, gata, s-a terminat cu atâtea religii, cu atâția Dumnezei.
De acum ridic un chip de aur, acesta este singurul Dumnezeu, doar Lui ne închinăm și Lui să se închine toate popoarele, toate națiunile și toți oamenii să se închine acestui chip de aur. Gata, s-a terminat cu orice alt Dumnezeu. Și când a luat o astfel de decizie, Dumnezeu în ceruri râdea de el. Își bătea joc de el. Și chiar l-a ajutat. Adună muzică, fanfare, adună aici oameni care să se închine, cultură, poezie, tot ce vreți. Adunați aici în fața chipului de aur. Și au început să cânte. Și au început să se închine. Dar iată că Dumnezeu, în ironia lui, pregătește 3 oameni care rămân în picioare. Pentru că împăratul a dat și o poruncă împotriva celor care nu se vor închina. Un cuptor încălzit, un cuptor plin de foc în care să fie aruncați toți cei care îl vor sfida pe împărat. Și când a văzut împăratul că 3 tineri evrei nu se închină acestui chip de aur, a spus să fie încălzit de 7 ori mai mult acel cuptor de foc. Și ce s-a întâmplat? În loc să se închine tot pământul acestui chip de aur, Dumnezeu face în așa fel încât îi izbăvește pe acești 3 tineri și același împărat dă un alt ordin, schimbă ordinul. De acum încolo, toți oamenii să se închine doar Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abednego. Slăvit să fie numele Lui! Pentru că Dumnezeu așa lucrează, cu ironie, adică te lasă un timp. Că Dumnezeu n-a spus asta când a gândit faraonul, gata, te-am terminat în noaptea asta, că ai gândit rău împotriva lui Israel. Nu, Dumnezeu spune, ok, îmi bat joc de tine, adică te las, du planul tău, dar la ultimul punct final, când ai spus gata, atunci răstorn totul și totul va fi în favoarea mea și împotriva ta. Asta e ironia lui Dumnezeu. Când ai crezut că ai scăpat de Iosif, abia de acolo Iosif începe să prospere. Abia de acolo Iosif începe să se vadă adevărata lui valoare și să crească și să crească. Când au crezut că l-au aruncat în temniță, abia de acolo din temniță Dumnezeu l-a învățat o altă școală și Dumnezeu l-a înălțat mai mult. Și de acolo Dumnezeu îl ridică și îl face prim-ministru al Egiptului. Pentru că așa face Dumnezeu. Ne gândim la Daniel în groapa cu lei. Și au pus toți acei colegi ai lui în cap, gata, l-am terminat pe Daniel, găsim ceva la el și scăpăm de el. Gata, rupem legăturile, rupem lanțurile, l-am terminat. Și au făcut un plan. Și cel ce șade în cerul râde și bate joc de ei. Duceți-vă planul. Se dă edictul, se dă legea. Va fi aruncat în groapă cu lei cel care va sfida această poruncă să nu se închine, să nu se mai roage. Dar Daniel se roagă. Este aruncat în groapa cu lei și Dumnezeu, cel care șade din cerul, râde de oamenii care îl aruncă pe Daniel. Și ironia lui îi lasă să-și ducă planul la îndeplinire. Mai că Daniel este scos viu de acolo și nu numai că Daniel are dreptul să se închine, dar în toată împărăția la fel, se dă o lege. Toți oamenii să se închine acestui Dumnezeu care l-a izbăvit pe Daniel, slăvit să fie numele Lui. Și mai mult, în ironia lui Dumnezeu face apoi ca cei care au făcut planul acesta, cei care l-au sfidat pe Dumnezeul lui Daniel și pe Daniel, tocmai ei au fost aruncați în groapa cu lei și au murit. Pentru că există un adevăr în această dimineață care aș vrea să vă prezint. Că Dumnezeu lucrează și îl vedem pe un Dumnezeu între ironie și mânie. Există un timp în care Dumnezeu folosește ironia. Își bate joc. Dar există un timp în care Dumnezeu începe apoi cu mânia. Și dacă citim bine psalmul acesta, așa scrie. Cel ce șade în cerul râde de ei, Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește. Apoi vine mânia. Dar un timp este ironia lui Dumnezeu. Adică un timp în care Dumnezeu te lasă în pace. Dumnezeu spune, ok, mă sfidezi, te răzvrătești, te crezi mare, te crezi puternic, te crezi liber, te crezi independent, foarte bine. Și te lasă în voia pornirii minții tale. Te lasă în voia soartei, să faci ce vrei. Dar vine o zi a mâniei și asta este inevitabil. Însă aș vrea să mai continui cu câteva exemple. Chiar unul care privește zilele acestea care le sărbătorim. Irod. Pentru că eu cred că psalmul acesta în mod special este adresat și lui, și cezarului, și lui Irod. A auzit Irod despre acel prunc născut care va fi împăratul iudei. Și și-a făcut un plan.
Și a făcut un plan, hai că mă duc să mă închin eu, dar vreau să-l omor. Și cel ce șade în cerul râde, își bate joc de ei. Și a făcut. Și ironia lui Dumnezeu a făcut ca cei magi să ajungă la ei, să bată în poartă, oare nu aici? Nu aici. S-a născut vreun copil? Nu, dar de ce? Păi el e împăratul și am înțeles, s-a născut împăratul. Și Dumnezeu l-a lăsat pe Irod. Și-a bătut joc de el. I-a plătit. Eu deja îmi imaginez că acest om, așa cum procedează oamenii, i-a plătit pe magi. Poftiți pe la mine. Așa era, era o formă de respect întotdeauna când se întâlneau, mai ales demnitari, oameni cu vază. Nu se putea niciodată să plece fără un cadou unul de la altul, fără darul unul de la altul. Era ceva, era o cultură asta, dacă vreți. Și mi-l imaginez pe Irod cum plătește, dă bani, face cadouri, îi dă aur. Și eu pot să cred că din aurul care magii l-au adus la pruncul Iisus, a fost și ceva din ce a dat Irod. Așa ironizează Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu cu ironie. Numai că Dumnezeu i-a înștiințat pe acești magi, nu te mai treci pe la Irod, mergeți pe un alt drum și lăsați-l pe Irod să fiarbă acolo. Numai că a venit o zi când Irod și-a aflat soarta lui și mânia lui Dumnezeu s-a descoperit împotriva lui. Mai vedem alte cazuri în Scriptură, îl vedem pe Haman și Mardoheu. Haman era un prim-ministru arogant, mândru. Vrea ca să se declare Dumnezeu, orice om să se închine înaintea lui. Să-și plece genunchiul înaintea lui și cu teroare a insuflat această dorință a lui în tot cei din jurul lui. Și toți își plecau genunchi. Mai că era un om, un iudeu, Mardoheu, care îl saluta, dar nu-și pleca genunchi înaintea lui. Pentru că a spus, tu ești om ca și mine, tu nu ești Dumnezeu. Eu mă închin doar lui Dumnezeu. Eu îl cinstesc într-un mod reverent doar pe Dumnezeu. Și Haman a început să se umple de mânie. Nu-i ajungea tot ce avea, funcția, bogăția, plăcerile, nu-i convenea, nu-i stăteau bine. Și a spus, eu vreau să-l termin pe acest iudeu și nu numai pe el, dar tot poporul lui, tot neamul lui. Vreau să-i termin. Și atunci pune la cale un plan. Ridică o spânzurătoare. Pregătește 2 zile în care acest popor să fie exterminat. Și cel ce șade în cerul râde, își bate joc de ei. Adică îi lasă. Ok, fă spânzurătoarea cât mai înaltă. Pregătește zilele acelea, pune parafa regală, trimite în toate ținuturile să se știe că ești un popor deosebit, că ești un popor binecuvântat, deosebit, un popor bogat. Până atunci, poate oamenii nu știau ce sunt evrei, cine sunt ei, că sunt monoteiști, adică se închină doar unui Dumnezeu, nu știau. Dar asta e ironia lui Dumnezeu. Prin asta, Dumnezeu își face publicitate poporului său. Și toți află despre iudei, și toți află... Iudeu, Mardoheu era un iudeu, un neînsemnat, un anonim. Dar iată că Dumnezeu, în ironia lui, face ca lucrurile să se deruleze în așa fel, încât, la urmă, pe spânzurătoarea aceea înaltă ajunge Haman și nu Mardoheu, și în cele 2 zile în care poporul lui Dumnezeu trebuia să fie exterminat, în cele 2 zile acești oameni se îmbogățesc mai mult. Ba dimpotrivă, se apără, îi nimicesc ei pe dușmani, cei care ar fi cutezat, și se îmbogățesc ei, în loc să le ia ceilalți bogățiile, ceilalți acum tremură și le dau bogățiile. Și se apără. Și cei care au îndrăznit să riposteze împotriva lor, au fost omorâți, au fost uciși. Pentru că asta e ironia lui Dumnezeu. Răstoarnă Dumnezeu planurile. Asta înseamnă că Dumnezeu râde. Și de atâtea ori s-a văzut în istorie. Și uitați-vă la Goliat, este cel mai... pasajul poate cel mai cunoscut, de mici copii am văzut asta. Și vedem ironia lui Dumnezeu. Îl lasă Dumnezeu pe Goliat 40 de zile să meargă în fața lui Israel, să înjure, să blesteme, să-și bată joc de poporul lui Dumnezeu și de oștenii lui Israel. Și Dumnezeu, în ironia lui, găsește un om, găsește un tânăr, un copil, am putea spune.
Și nu-i trebuie armată, nu-i trebuie nimic, o piatră în frunte și l-a terminat pe Goliat. Dar există un timp, 40 de zile, în care Dumnezeu îngăduie asta, este voia permisivă a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu permite diavolului, permite răzvrăticilor, permite păcătoșilor să-și pună planurile în aplicare. Și apoi, la punctul final, Dumnezeu intervine și intervine mânia lui Dumnezeu. Pentru că mânia lui Dumnezeu intervine întotdeauna. Apoi, în mânia lui, le vorbește, îngrozește curgia lui. Asta face Dumnezeu. Ne uităm la turnul Babel, alți răzvrătiți. Dumnezeu le-a dat poruncă, le-a dat ordine, mergeți în toată lumea, umpleți pământul, risipiți-vă ca să fie bine, să fie tot pământul populat, să fie tot pământul locuit. Și ei spun, nu, noi facem altceva, noi ne facem un turn, un zigurat mare și vrem să ajungem la cer, în cer. Și văd pe Dumnezeu cum râde și ironia lui Dumnezeu, o văd foarte clar aici. Îi lasă Dumnezeu și încep să ridice acel turn. Și se distrează puțin Dumnezeu, începe să le încurce limbile. Și nu începe unul că dimineața zice, o zdrazbite, celălalt se uită la tine, de ce mă ajut mai? Celălalt nu înțelege. Vine unul, dăm ciocanul, ăsta-i toarnă o găleată de apă în cap. Și încep să spună, dă cu ciocanul aici, ăsta-i dă cu ciocanul pe spate. Încep oamenii să nu se mai înțeleagă. Aici e ironia lui Dumnezeu. Că s-au supărat, nu doar că nu se înțelegeau, au început să-și facă rău unul altuia. Să-și facă rău în așa, pe încât au spus, eu trebuie să fug de acum. Eu trebuie să plec de aici repede. Și așa Dumnezeu i-a împrăștiat, că nu se mai înțelegeau. Dar în ironia lui Dumnezeu i-a lăsat un timp. Faceți-vă voi planul. Începeți voi Babelul. Începeți voi construcția voastră. Și Dumnezeu a intervenit. Și la început Dumnezeu intervine cu ironie. Dumnezeu s-a de în cerul și râde, își bate joc de ei și îi lasă, dar apoi intervine mânia lui Dumnezeu. Dar cel mai mult și cel mai mult văd ironia lui Dumnezeu într-un alt tablou, într-o altă scenă, pe muntele Carmel. Este Ilie, omul lui Dumnezeu, și prorocii lui Baal, pe de altă parte. Acolo Ilie îi sfidează pe acești profeți, pe acești preoți al lui Baal, spunându-ne, acum să ni se descopere adevăratul Dumnezeu. Și Dumnezeul care răspunde prin foc acela să fie Dumnezeu. Și Ilie a spus, eu sunt singur, voi sunteți mulți, vă dau, voi sunteți mulți, voi aveți dreptate, vă dau prioritate. Voi sunteți primi care începeți să aduceți foc din cer, să se aprindă jertfa pe care o aduceți. Și au început prorocii lui Baal să se roage, să facă ritualul, să cânte, să facă tot felul de lucruri prin care să-l aducă pe Baal în mijlocul lor și Baal acesta să le aprindă jertfa, să dea semn că există, că are viață, că e Dumnezeu. Și asta îmi place, același verb îl găsesc și la Ilie. Ilie își bătea joc de ei. La amiază au aiurit. Au început să ia rast, să vorbească aiurea, au început să-și facă tăieturi și tot felul de ritualuri deja sadice. Și Ilie își bătea joc de ei. Și odată cu Ilie, de fapt, Dumnezeu își bătea joc de ei, îi ironiza. A, probabil Baal acum doarme. Mai așteptați puțin, mai odihniți-vă, așteptați să se trezească. Au stat ei și au spus, băi, dar mult doarme Baal al vostru, sau probabil este într-o călătorie. A pierdut avionul. Așteptați următorul video. A prins trafic pe tangențial și Ilie își bate joc de ei. Îi ironizează și de fapt asta face Dumnezeu, îi ironizează. Dar în clipa când se aducea jertfa de seară, în actul final al zilei, în ultimul minut disponibil, dacă vreți, Ilie înalță o rugăciune către Dumnezeu și în acel timp final Dumnezeu coboară foc din cer, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu demonstrează că El și numai El este adevăratul Dumnezeu, care este în cer și face tot ce vrea. Dar după ironie, Ilie nu doar a râs de ei și a glumit cu ei. A fost un timp al ironiei și a bătut joc de ei. Dar a fost un timp și al urgiei și al mâniei. Și imediat au fost scoase săbiile din teacă și
și cei oameni au fost uciși. Pentru că întotdeauna există ironia lui Dumnezeu, un timp în care Dumnezeu îți permite, îți îngăduie să păcătuiești, să faci ce vrei, să-ți bați joc de biserică, de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune, de Dumnezeu, de viața ta, de trupul tău. E un timp în care Dumnezeu te lasă în ironia lui. Dar dacă tu nu înțelegi mesajul, dar dacă tu în acest interval de timp în care acționează ironia lui Dumnezeu, să o numesc așa, va veni negreșit mânia lui Dumnezeu. Și uitați ce spune psalmul acesta, eu am încercat să-l arat așa în mare, cam structura lui, dar la urmă spune așa, dați cinste fiului ca să nu se mânie. Căci mânia lui este gata să se aprindă. Din punct de vedere al istoriei omenirii, noi trăim acum în timpul ironiei lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu este în cer și râde de noi, de eforturile noastre, ca oameni să ne salvăm singuri, că noi sfidăm pe Dumnezeu, că noi facem ce vrem, că noi acum am inventat, avem rachete spațiale, gata, mergem pe Marte, mergem pe Lună, noi suntem Dumnezei. L-au sfidat rușii, l-au sfidat comuniștii, trimițând rachete în cosmos și spunând Yuri Gagarin, nu l-am văzut pe Dumnezeu, nu l-am întâlnit, nu există Dumnezeu. Și acum gata, noi suntem, ne așezăm cuibul în nori, suntem Dumnezei, noi ne credem deja că facem ce vrem. Și Dumnezeu ne lasă, pentru că Dumnezeu este ironic. Spune, da, mergeți, faceți, duceți planurile astea la îndeplinire. Cum credeți voi? E un timp în care Dumnezeu te lasă. Îngăduie. Din punct de vedere al istoriei omenirii, noi trăim încă în timpul ironiei lui Dumnezeu. Dar vine o zi a mâniei lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu. Și această judecată, ni se spunea dimineața la timpul de rugăciune, va fi dreaptă și va fi în adevăr. Și va fi această judecată, această mânie care este gata să se descopere împotriva oricărei nelegiuiri. Împotriva oricărui nelegiuit, este gata să se descopere. Au crezut oamenii, au crezut atei, au crezut comuniștii, gata, noi schimbăm, scoatem afară pe Dumnezeu. Din școli, din instituții, din sufletele oamenilor. Și Dumnezeu i-a lăsat. I-a lăsat pe Ceaușescu, l-a lăsat 25 de ani să creadă că este el cineva și se luptă cu Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Și ironia lui Dumnezeu. Chiar în ziua de Crăciun să se elibereze și Dumnezeu și poporul român de un dictator, de un tiran care a crezut că îl sfidează pe Dumnezeu și că oamenii nu mai au nevoie de Iisus Hristos, care a vrut să schimbe totul. Așa cum s-au ridicat alți oameni și se ridică dictatori și tirani, așa cum se ridică acum statul islamic, ISIS, crezând că îl va sfida pe Dumnezeul creștin, că îl vor sfida pe Iisus Hristos și multe, multe au spus. Oameni. Și mă uit în acest text și îmi dau seama că împărații pământului se răscoală, se răzvrătesc, zicând, gata, scăpăm! Gata, am terminat-o cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, cu creștinismul. Și Dumnezeu îi lasă un timp. Timp în care își bate joc de ei. Timp în care îi ironizează. Dar apoi vine un timp al mâniei. Dar nu numai despre istoria omenirii aș vrea să vă vorbesc în această zi, vreau să vă vorbesc despre istoria vieții tale. Există un timp în care Dumnezeu folosește ironia cu viața ta. Un timp în care Dumnezeu îți permite. Un timp în care Dumnezeu îți îngăduie să faci ce vrei, să-ți faci planuri. Să spui, gata, eu fac ce vreau. Eu de acum sunt stăpân pe viața mea, eu de acum am bani, eu de acum am posibilități, eu de acum sunt cineva. Și te lasă Dumnezeu un timp. Dar vreau să spun că în istoria vieții tale va fi un timp în care va interveni mânia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va termina cu ironia și va spune, gata, gluma s-a îngroșat, văd că n-ai înțeles nimic din viață. Și vine mânia lui Dumnezeu. Când ești pe un pat de suferință, când doctorul spune cancer, când doctorii îți spun mai 3 zile de trăit sau 10, și atunci nu-ți mai arde nici de faci ce vrei, ești cineva, să dai seama că viața ta se sfârșește.
Despre acest timp al mâniei lui Dumnezeu și vreau să vă spun că este un timp sigur care va veni pentru orice om. Dar în această zi aș vrea acum, pentru că am înțeles aceste lucruri, ce face Dumnezeu, le vorbește. În mânia lui Dumnezeu astăzi doar ne vorbește, dar vine o zi când Dumnezeu va intra în acțiune. Întotdeauna Dumnezeu a lăsat un timp de pocăință omului. Oamenii nu s-au pocăit. Eu îmi imaginez pe prorocii lui Baal, dacă s-ar fi pocăit vreunul să recunoască asta, dacă ar fi spus, gata, ne întoarcem, recunoaștem și noi acest Dumnezeu. Poate Dumnezeu le mai lăsa un timp, dar n-au recunoscut. Și tot cei despre care am pomenit, nu toți s-au pocăit. Au fost oameni care s-au pocăit, dacă ne gândim la Nebucadnețar. Într-un timp, da, s-a pocăit când a văzut, Dumnezeu l-a ironizat și a spus, gata, schimb foaia, dau alte ordine, să se închine doar acestui Dumnezeu, recunoaștem doar acest Dumnezeu. Au fost oameni care s-au pocăit, dar au fost oameni care nu s-au pocăit. Și a venit mânia lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere, este gata să se aprindă. Ioan Botezătorul a spus, cel ce vine după mine este mai tare, mai puternic decât mine. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. El va curăți, el are focul în mâini. Și noi suntem în clipa când judecata stă să înceapă. Știți de unde va începe judecata? De la casa lui Dumnezeu. De aceea, în această zi, aș vrea să mă apropii de încheiere și să vă spun și să ne întrebăm, ce se așteaptă Dumnezeu de la noi? Până acum ne-am răzvătit, până acum am crezut că noi facem ce vrem, că viața este în mâinile noastre, că noi dispunem de viața noastră, de inteligența noastră, de banii noștri, de tot ce vrem noi, facem ce vrem. Îl putem sfida pe Dumnezeu. Și am făcut-o până acum. Dar aș vrea privind în Scriptură să vedem ce se așteaptă Dumnezeu. Că vedeți, Dumnezeu deocamdată le vorbește. Le spune acestor oameni care fac planul împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu râde de ei, își bate joc de ei, dar la urmă începe să le vorbească, schimbă foaia și începe să le spună, împărați ai pământului, judecători, oameni, popoare, ascultați, purtați-vă cu înțelepciune. Asta e primul lucru care îl vedem aici, ce trebuie să facem noi, purtați-vă cu înțelepciune. Adică gândiți bine ceea ce faceți, în purtarea voastră să se vadă înțelepciunea lui Dumnezeu. Apoi ni se spune, luați învățătură. Luați învățătura din Scriptură, ascultați învățăturile lui Dumnezeu. Nu vă jucați cu această carte numită Biblia, este adevărul lui Dumnezeu. Ce-i scris în ea se va împlini. Ce-i scris în ea este adevărul lui Dumnezeu. Noi nu putem ignora nici măcar o iotă. Dumnezeu a spus despre această carte că cerul și pământul va trece. Dar din această carte o iotă, o virgulă nu va trece fără să se împlinească. Fără să aibă împlinire în realitate. Să nu credem că dacă e scris în ea, e scris așa pentru alții, pentru altă dată, pentru alte timpuri, pentru cine poate, pentru cine... Ce e scris aici, e scris și trebuie împlinit tot. Luați învățătura. Nu ne putem juca cu cuvintele lui Dumnezeu. Dar apoi psalmul continuă și spune, slujiți Domnului cu frică. Slujiți Domnului cu frică. Când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să ne apropiem cu frică. Și mai spune versetul acesta continuă, bucurați-vă tremurând. Și aici vreau să ajung, suntem în preajma sărbătorilor. Când spunem sărbătoare, spunem bucurie, spunem veselie. Mai ales sărbătoarea aceasta, nașterii Domnului, înseamnă pentru cei mai mulți bucurie. Noi trebuie să ne bucurăm. Dar Biblia ne spune cum ar trebui să ne bucurăm. Să ne bucurăm tremurând. Dacă vorbeam despre Dumnezeu și vedeam între ironie și mânie, acum când vorbim despre noi creștini, închinarea noastră, slujirea noastră ar trebui să fie între bucurie și frică. Da, mă bucur. Îmi este inima plină de bucurie, dar în același timp mi-e și teamă. Mă închin Domnului cu frică. Sunt oameni care spun, bucurați-vă, săriți în sus, faceți orice. Toate trebuie să le fac, trebuie să mă bucur, dar trebuie să mă bucur cu frică. Trebuie să mă bucur tremurând. De ce să tremur? Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Când noi venim aici, trebuie să ne închinăm lui Iisus Hristos.
În aceste zile de sărbătoare, noi nu trebuie să sărbătorim Crăciun. Și asta înseamnă multe lucruri pe care oamenii le fac. Mai ales în aceste zile, noi trebuie să ne închinăm Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să-L mărturisim pe Iisus Hristos. Noi trebuie să-L slujim pe Iisus Hristos. Și trebuie să o facem cu atitudine de reverență, de frică, de cutremur. Da, mă bucur, e sărbătoare. Și trebuie să mă bucur. Dar trebuie să mă bucur cu frică. Trebuie să mă bucur tremurând. Dacă Fiul se va mânia, dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Nu-i doar un prunc. El este Fiul lui Dumnezeu, este Împăratul împăraților, este Domn al domnilor, slăvit să fie numele Lui. Dați cinste Fiului să nu se mânie. Ne vom apropia de încheiere și frate Iulian va vorbi mai mult despre ce înseamnă cinstea aceasta înaintea lui Dumnezeu, să dăm cinste Fiului. Dar aș vrea să vă întreb în această zi, ce vei face tu în aceste zile de sărbători? Care va fi preocuparea ta? Cum vei sărbători tu nașterea Domnului? Nu știu cum înțeleg unii să folosească această zi și vor folosi aceste zile să se distreze, să petreacă, să mănânce bine și n-au timp nici măcar la biserică să vină. Pe mine mă îngrozește ideea că miercuri seară, când creștinii sărbătoresc nașterea Domnului, sărbătoresc și noi sărbătorim nu în fața unei mese, nu în fața unui pahar, ci sărbătorim în rugăciune și în cântare și în părtășie unii cu alții și toți împreună cu Dumnezeu. Asta facem noi. Și vor fi creștini, vor fi membri din biserică, care în acea seară ei n-au treabă cu așa ceva. Ei au altele mai importante. Au alte priorități, au alte activități. Au alte lucruri care li se par lor mai bune decât asta. Și își fac timp pentru ei. Această zi vreau să vă spun, dați cinste Fiului să nu se mânie. Dumnezeu folosește ironia pentru un timp. Când cel ce șade în cerul râde, își bate joc de ei. Dar vine un timp al mâniei lui Dumnezeu. Și pentru că acest verset este foarte ciudat. Eu personal nu am auzit nicio predică despre cum râde Dumnezeu de noi. Nu doar aici găsim acest adevăr. Vreau doar să citesc câteva versete și să vedeți că despre acest adevăr se vorbește în Biblie. Psalmul 37, versetul 12 și 13, ca să surprindem acest adevăr și ce înseamnă el. Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să înjunghe pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însă și inima lor și li se sfărâmă arcul. Asta e ironia lui Dumnezeu. Că întoarce planul împotriva ta, ai făcut groapa, cazi tu în ea, ai scos sabia, tu de sabia ta vei pieri. Ai ridicat spânzurătoarea, tu vei fi pe acea spânzurătoare. Asta e ironia lui Dumnezeu. Și sunt oameni, și în zilele noastre ne vorbea Dumnezeu astăzi despre planul diavolului de a dezbina biserica. Sunt oameni, și din păcate, vin la biserică, hai să deschidem acolo biserică, hai să facem acolo, unii în ambiție, în lasă că le facem, în ciudă le facem. Faceți-o, mergeți înainte. Știți ce? Eu când aud astfel de afirmații, asta e prima atitudine care am, ca și al lui Dumnezeu, râd de asta. Mergeți cu planul vostru. Dacă vreți, vă ajutăm și noi să găsiți un loc. Dar este ironia lui Dumnezeu. Este un timp când Dumnezeu ironizează treaba asta. O să vine un timp și al mâniei lui Dumnezeu. Când planurile care le-ai făcut împotriva altora se vor întoarce supra capului tău. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și într-un alt psalm. 59, versetul 6, 7 și 8 și 9. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății. Da, din gura lor țâșnește răul, pe buzile lor sunt săbii, căci zic, cine aude? Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu îți bați joc de toate neamurile, oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea.
Și-a dat seama David de asta. Că îngăduie Dumnezeu, permite un timp Goliat să facă ce vrea, Saul să facă ce vrea, fiecare împotriva lui să facă ce vrea. Dar Dumnezeu este în cerul, râde de ei, de planurile lor și folosește tocmai planurile lor împotriva lor. Și ultimul verset, ultimele versete care vreau să le mai citesc, sunt din Cartea Proverbelor, de la capitolul 1. Citim de la versetul 24, de aceea vreau să fim atenți la aceste adevăruri că sunt din Scriptură. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Iată și aici sintetizat ceea ce am spus eu până aici. Dumnezeu folosește ironia pentru un timp, dar apoi vine și mânia lui Dumnezeu. Și în aceste sărbători, atitudinea noastră trebuie să fie una de bucurie înaintea lui Dumnezeu, dar trebuie să fie una și de frică. Și cei care au urât frica, n-au iubit frica, n-au iubit știința, va veni o zi când mânia lui Dumnezeu se va descoperi împotriva lor. Așadar, aș vrea în încheiere să ne apropiem de Dumnezeu cu o inimă plină de frică. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, spunea Pavel în Evrei capitolul 13, versetul 28, să ne arătăm mulțumitor lui Dumnezeu și să aducem astfel o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu, cu evlavie și cu frică. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Domnule, pentru acest cuvânt, mulțumim fratele Marius, Domnul să binecuvânteze. Dăm ocazie corului să laude pe Domnul cu o cântare și apoi ne apropiem de rugăciunea de final.
acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune și mai departe urmează toate aceste sfaturi, dar mi-a sărit în ochi acest acum, dar după ce prezintă psalmistul David, pentru că deși nu este menționat aici că este psalmul lui, apostolii, vedem în faptele apostolilor că spun că acest psalm a fost scris de David, după ce menționează în mod succint ceea ce a făcut Dumnezeu, încă de la întemeierea lumii, dacă vreți, acest conflict spiritual care este între Dumnezeu, între oamenii săi, între unsul și forțele întunericului. Acum, dar, este atenționarea lui, luați învățătură, purtați-vă cu înțelepciune, slujiți Domnului, dați cinste Fiului. Aș vrea să mă opresc la acest îndemn, dați cinste Fiului. Pentru că am văzut că motivul principal pentru ca să dăm cinste Fiului în versetul acesta este ca să nu se mânie. S-a vorbit despre mânia lui Dumnezeu. Dacă pe vremea apostolilor întoarcerea Fiului Dumnezeu pe nor de slavă era iminent, așa o vedeau ei, dacă pe vremea bisericii primare, apoi dacă pe vremea părinților sau bunicilor noștri venirea Domnului sau mânia lui Dumnezeu peste pământul acesta era iminentă, în vremea noastră s-au trezit unii care au început să batjocorească lucrul acesta și să spună că de mult Domnul promite și nu duce la îndeplinire. Dar aș vrea să mă adresez celor care cred în lucrul acesta. Dacă pe vremea lor era iminentă, cum este pe vremea noastră? În Apocalipsa, în capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre această revărsare a mâinii lui Dumnezeu. Și nu este intenția mea să vă sperii modul acesta care să mă ducă la pocăință, dar aș vrea să vedem că promisiunile lui Dumnezeu care sunt scrise pe pagina Sfintei Scripturi trebuie să le urmărim, că ele oricum se vor împlini. Vrem noi, nu vrem, ele se vor împlini pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. În Apocalipsa capitolul 6, începând de la versetul 12, vorbește despre revărsarea acestei mânii a lui Dumnezeu. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostravele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, adică cei care sunt menționați în prima parte a psalmului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Pentru noi cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu și care credem din inimă că El este Cel ce ne-a mântuit și ne-a dat această posibilitate să fim în împărăția Lui, ne bucurăm de lucrul acesta că vom fi feriți de mânia lui Dumnezeu. Dar pentru cel care este deoparte și nu este sub sângele legământului, pentru cel care își permite să trăiască fără să stea sub sângele legământului Dumnezeu, lucrul acesta trebuie să fie deosebit de îngrozitor pentru viața prezentă, dar și pentru viața viitoare. Care dintre noi n-am vrea să scăpăm de mânia lui Dumnezeu? Dați cinste Fiului. M-am uitat la versetul acesta, căci mânia lui este gata să se aprindă. Nu de mult mi-am cumpărat o sobă pe pelet. Probabil dumneavoastră veți gândi că aveți sobe pe lemn sau altceva. Gândiți-vă la exemplu dumneavoastră. M-am uitat acolo cum cad câteva bucăți de pelet și datorită sistemului care este acolo, îl înfierbântă și la un moment dat un pelet se aprinde și apoi se aprinde tot și zbucnește un foc mare. Nu-i trebuie mult, îi trebuie mult până încălzește prima bucățică. Și mânia lui Dumnezeu care stă să se aprindă. Vorbea fratele Marius așa de frumos despre lucrul acesta, despre atitudinea lui Dumnezeu de ironie la început și de mânie. Aș vrea doar o simplă specificare să fac aici, pentru că poate plecând din locul acesta, unul va spune că atitudinea aceasta de râs a lui Dumnezeu sau de mânie, n-am cunoscut-o niciodată. Este pe pagina Sfintei Scripturi. Singura deosebire este că nu este o mânie sau un râs din punct de vedere omenesc. Nu putem să ne-l imaginăm gândindu-ne la felul nostru în care ne mâniem sau felul nostru în care râdem noi sau batjocorim noi. Pentru că batjocura noastră, ironia noastră sau mânia noastră au totdeauna patimă în ele. Atunci când mă mânii, care de dumneavoastră se mânie pe fratele lui, pe soție, pe copii și spune în mintea lui, eu mă mânii pe păcatul sau mă mânii pe lucrul acela? Noi ne mâniem pe el. Ne mâniem pentru că a fost atacat orgoliul nostru, a fost atacată mândria noastră, pentru că avem patimă, pentru că avem ură, pentru că avem dușmănie. De asta ne mâniem. Totdeauna mânia noastră are patimă în spatele ei. De aceea nu ne dă voie Biblia să rămânem în această stare de mânie.
Dar mânia lui Dumnezeu este diferită. Mânia lui Dumnezeu are de-a face cu păcatul nostru. În final, dacă eu vreau să rămân cu păcatul meu, mânia lui Dumnezeu se va revărsa și asupra mea. Dar Dumnezeu are de-a face cu păcatul nostru. Nu poate vedea păcatul. Și noi asta spunea și frații la timpul de rugăciune. Asta nu reușim să înțelegem noi. Un Dumnezeu care urăște păcatul. Dar urăște fiecare păcat. Dar iubește păcătosul, să vii să fie Domnul. De asemenea, râsul este foarte întâlnit des, ați văzut din psalmi, pentru că sunt poezii, sunt versuri în care este acceptată metafora. În niciun caz nu este râsul acesta batjocoritor, care râdem noi unul de alții. Este râsul lui Dumnezeu care privește, așa cum se dă exemplu așa de frumos, spre creația lui, spre creaturile pe care le-a creat Creatorul. Și vede cum creația vrea să-i dea sfaturi, cum ouul vrea să învețe găina în limbajul nostru. Cum cei care Dumnezeu le-a dat și le-a dăruit înțelepciune cât a vrut El. Și mult am spune noi din prisma aceasta a gândirii noastre. Cum omul încearcă să-L depășească pe Dumnezeu în înțelepciune, să-I dea sfată, să-L învețe, să-L domine, să iasă, așa cum spune aici în versetul 3, din legăturile acestea sau din lanțurile acestea, pentru că astfel este privită domnia lui Dumnezeu. Hai să recunoaștem de câte ori n-am simțit și noi la fel robia aceasta lui Dumnezeu. Până să înțelegem harul lui Dumnezeu în întregime, până să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, până să înțelegem că noi slujim lui Dumnezeu datorită dragostei pe care ne-a arătat-o El. De câte ori nu ne-am dorit sau nu ne dorim, sau oamenii din lumea aceasta nu-și doresc să iasă de sub această robie. Vă aduceți aminte cum eram priviți de cei din afară? Acum mai puțin, pentru că este și vina noastră, începem să ne apropiem și să devenim tot mai mult la fel cu cei din afară. Dar mi-aduc aminte de tânăr, de copil, erau lucrurile acestea, reacțiile acestea. Dar voi de ce nu aveți voie să faceți asta? De ce nu aveți voie să faceți asta? Și în mintea mea am înțeles așa, că eu am un Dumnezeu care nu-mi dă voie și sunt grădit, sunt legat cu lanțuri. Și așa este văzută relația aceasta și oamenii vor să iasă din lucrurile acestea, vor libertate. Că de fapt, adevărata libertate este să fii rob al lui Hristos. Dar nu reușești să înțelegi de la început, pentru că omul spiritual înțelege lucrurile acestea. De fiecare dată a fost răzvrătirea aceasta împotriva lui Dumnezeu. Dați cinste Fiului. Când spunem dați cinste Fiului sau când spunem trebuie să dai cinste cuiva, care este primul lucru care ne iese în mintea noastră? Cred că respect, nu? Dă respect. Și m-am gândit, am ales patru lucruri, toate cu R. Probabil frații care, sau oaspeții care sunt în casa Domnului și ascultă traducerea, nu știu dacă se va potrivi la fel, dar în limbajul nostru, m-am gândit primul lucru în a da cinste lui Dumnezeu este să respecti. Dar este un lucru interesant aici, pentru că atunci când vorbim despre a respecta, despre a cinsti pe cineva, aici intervine ascultare, aici intervine supunere. Nu este numai la nivelul vorbirii, nu este numai la nivelul atitudinilor exterioare, este ceva mai profund, ceva care ține de inima noastră. Este un verset în Isaia, capitolul 29, versetul 13, când Domnul se întoarce spre poporul lui și spune așa: Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Și eu mă întreb, oare oamenii din vremea aceea, oare poporul lui Dumnezeu, oare poporul lui Dumnezeu din vremea aceasta nu spune că îl cinstește pe Dumnezeu? Dar iată că nu-i de ajuns o cinste sau un respect la nivelul vorbelor, ci este nevoie de o atitudine a inimii. Cu buzele, cu vorbele mă cinstesc, dar inima lor nu, cu inima lor nu. Pentru că ne apropiem de aceste sărbători și noi am vrea ca în aceste sărbători și vom accentua lucrul acesta, vrem ca în aceste zile noi să dăm cinste Fiului. Fraților, asta și mi-am pus problema în felul acesta. Eu sunt împotriva acestor datini care sunt în lumea aceasta. Nu sunt de acord cu tot felul de obiceiuri care se fac. Nu sunt de acord că să punem prea mult accent pe mâncare, pe atitudinea exterioară a lucrurilor. Și nu-mi place lucrul acesta. Dar nici nu trebuie să cădem în cealaltă extremă și să spunem noi pentru că nu suntem de acord cu lucrul acesta, nu mai sărbătorim nimic. Pentru că am văzut în Biblie, se dă foarte multă, foarte mare importanță nașterii Domnului. Noi vorbim mult despre cruce, vorbim despre răscumpărarea lui Dumnezeu și este adevărat lucrul acesta, dar este inevitabil să nu vorbim despre întruparea Fiului Dumnezeu. Este o minune, este un lucru deosebit pe care fiecare dintre noi l-am primit în inima noastră, ne bucurăm de lucrul acesta. Nu s-a menționat nicăieri data, pentru că știu că Dumnezeu nu este de acord cu data aceasta, dar dacă în momentele acestea toată lumea sărbătorește lucrul acesta, de ce să nu fiu diferit de cei din lume? Și să arăt că eu într-adevăr dau cinste Fiului Dumnezeu care s-a născut, a venit în lumea aceasta. Dar trebuie să o facem într-o atitudine diferită. Dacă lumea din afară o face doar de pe vorbe, doar dacă o face doar prin atitudini exterioare, lipsite de sens,
Hai să arăt că eu dau cinste Fiului Dumnezeu. Cu inima mea, eu respect pe Dumnezeu prin ascultare. Respect pe Dumnezeu prin supunere. Dați cinste Fiului. Probabil primul lucru la care ne gândim este respectul pe care trebuie să-l dăm lui Dumnezeu. În versetul 11, a doua parte, tocmai spune lucrul acesta. Bucurați-vă tremurând. Știți că atunci când s-au întors de la mormânt, este surprins lucrul acesta în Matei 28, versetul 8. Spune că femeile plecau acasă cu bucurie, dar aveau o frică. Pentru omul firesc, aceasta pare o contradicție. Dar pentru omul care înțelege lucrurile spiritual, înțelege că această frică față de Dumnezeu este frica dragostei. Adică să am această teamă să nu-L fac gelos pe Dumnezeu, să n-ajung prin atitudinea mea, prin jertfa mea, să-L dezonorez pe Dumnezeu. Al doilea lucru la care m-am gândit atunci când trebuie să dăm cinste Fiului este să aducem reverență înaintea lui Dumnezeu. Și la fel încerc să aduc în privirea dumneavoastră o atitudine practică pe care o puteam avea în zilele acestea. De fapt, întotdeauna în viața noastră. Atunci când vorbim despre reverență, vorbim despre închinare. S-a spus că trebuie să fim părtași cu frații la rugăciune. Atunci când sărbătorim, dacă tot sărbătorim nașterea lui Hristos, haideți să vorbim despre El, haideți să-L cinstim prin viața noastră, haideți să ne închinăm cu atitudine de reverență înaintea Lui. Lucrul acesta au făcut-o magii. Asta și m-am întrebat, de ce niște ghicitori în stele sunt puși pe pagina Sfintelor Scripturi? Și din nou putem surprinde, așa cum se spunea, ironia lui Dumnezeu. Uite că Dumnezeu o face ca și oamenii care noi nu-i numim din poporul lui Dumnezeu să aibă atitudine de închinare înaintea lui Dumnezeu. Celor care lui s-a dat cuvântul și lumina, adică farisei, adică cei care aveau cărturare, aveau Scriptura în mână, au fost cei care i-au trimis la Betleem. Știau că acolo trebuie să nască Hristosul. Ce interesant! Mă gândeam că și în zilele noastre poți să mori de foame cu pâinea și cu cuțitul în mână. Pentru că vina lor nu era ignoranța sau lipsa de cunoaștere, pentru că aveau toate lucrurile acestea. De fapt, i-au indicat clar, la Betleem trebuie să se nască. De atâtea ori avem toate armele acestea la îndemână. Să putem spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Avem cuvântul. Ne lăudăm cu Duhul Sfânt, cu manifestările Duhului Sfânt. Avem modelul Domnului Iisus Hristos pe pagina Sfintei Scripturi de trăire. Și totuși putem muri aici în casa lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Dar ca să avem această cinste față de Dumnezeu, față de Fiul Său, trebuie să avem o reverență în închinarea noastră. Trebuie să avem o reverență în slujirea noastră, în jertfa noastră. M-aș bucura din toată inima. Cei care vă pregătiți zilele acestea să cântați Domnului, să fie atitudinea aceasta de recunoștință. Nu am găsit un colind fain care tare mult îmi place și vreau să-l cânt în biserică. Eu vreau să cânt celui care s-a născut, celui care a trăit, celui care m-a mântuit. Slăviți să fie Domnul! Când se cântă cu toată biserica, deschideți gura și laudă-L pe Dumnezeu! Astăzi colinde și eu nu cânt colinde. Nu e adevărat. Laudă-L pe Dumnezeu aici împreună cu toată biserica. Ce frumos este ca într-o biserică întreagă să laude pe Dumnezeu pentru lucrul acesta măreț pe care L-a făcut. Binecuvântat să fie El. Al treilea lucru pe care l-am găsit aici, încercând să văd ce înseamnă să dăm cinste Fiului, este recunoștința. În Proverbe, în capitolul 3, spune așa: cinstește-L pe Domnul cu cele dintâi roade. Cinstește-L pe Domnul cu averile tale. Cinstește-L pe Domnul, și m-am gândit aici, unii se vor gândi la zecioală și este bun lucrul acesta. Alții se vor gândi cu tot ce am mai bun. Ceea ce este mai bine să aduc înaintea Domnului și bun și lucrul acesta. Magii au venit cu daruri. Știți că, și se spunea la timpul de rugăciune, este foarte important să venim cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-L cinstești pe Dumnezeu. Poate să însemne lucrul acesta. Cinstește-L pe Dumnezeu cu ceea ce te-a binecuvântat El. Cinstește-L pe Dumnezeu cu cele din tâi roade. Cinstește-L pe Dumnezeu cu averile tale. O, frate, dar de fiecare dată lucrul acesta, da. Pentru că observați, atunci când vorbim despre slujire, când vorbim despre închinare, când vorbim despre orice vreți dumneavoastră, se leagă și de latura aceasta. Și poate, pentru că s-a spus de atâtea ori, deja nu mai considerați că banii sunt ai voștri și banii sunt ai mei. Și am înțeles că toate le avem de la Dumnezeu, slăviți să fie El. Probabil mai este de lucrat la atitudinea noastră cu care venim înaintea lui Dumnezeu, ceea ce aducem înaintea lui Dumnezeu, calitatea în ceea ce aducem înaintea lui Dumnezeu, și Domnul să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Și al patrulea lucru, dar care ar trebui să fie primul, atunci când spunem dați cinste Fiului, asta înseamnă relație cu El. M-am uitat în traducerea italiană, are același sens, dați cinste Fiului. M-am uitat în traducerea engleză, spune dați sărutare Fiului. Și a rămas un pic marcat de lucrul acesta. Dați sărutare Fiului. Asta înseamnă o relație cu Dumnezeu. Asta înseamnă o relație cu Fiul.
În Ioan, în capitolul 5, versetul 22 și 23, vorbește despre lucrul acesta. Noi nu putem spune că îl cinstim pe Dumnezeu Tatăl dacă nu cinstim pe Fiul, dacă nu ascultăm de cuvintele Lui. Observați, atunci când vorbim cu oamenii din afară care noi considerăm că ei nu cunosc pe Dumnezeu și îi adresăm o întrebare, chiar și celor de alte religii, musulmane, islamice, întrebăm, tu crezi în Dumnezeu? Majoritatea de vă vor spune, da, cred. Chiar dacă Dumnezeul meu se numește într-un alt fel, eu cred într-un Dumnezeu. Și până aici aproape că suntem toți la fel. Dar când trecem la următorul pas și spun, tu crezi în Iisus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu care a venit să moară pentru păcatele tale, de aici oamenii încep să se despartă. Pentru că nu la voia întâmplării, lucrul acesta a fost numit piatra din capul unghiului. O piatră de poticnire pentru mulți. Mulți vor da cu capul și vor cădea, pentru că nu suportă ideea aceasta. Dar eu vă spun, dacă vrem și dacă spune că dăm cinste Fiului Dumnezeu, în primul rând trebuie să avem relație cu Dumnezeu. Să-L sărutăm pe Fiul lui Dumnezeu. Asta dovedește o relație cu El, o părtășie. Știți că a mai fost cineva care l-a sărutat pe Dumnezeu și a vrut să demonstreze o relație și o părtășie cu El. Acolo în grădina Ghețimani, unul din apostolii săi, unul din cei 12, l-a sărutat pe obraz. Poate de multe ori l-ai sărutat la fel pe Fiul lui Dumnezeu, considerând că tu ai o relație cu El, dar de fapt erai departe de gândul Lui, erai departe de felul în care privește lucrurile. M-am gândit că Dumnezeu ne-a îndemnat în această dimineață la atâtea lucruri să le facem. M-am uitat și privesc în jur de multe ori peste biserică ce aș putea face. Și în loc să dau vina pe altul de anumite lucruri care nu sunt puse la punct sau nu sunt bune, am înțeles că trebuie să iau în primul rând eu atitudine înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ne învață Scriptura că fiecare dintre noi trebuie să facem la fel. Atunci când Dumnezeu ne vorbește și Dumnezeu ia, poate aduce înaintea noastră anumite probleme, anumite greșeli de care Dumnezeu nu se bucură, fiecare dintre noi trebuie să ne le însușim, să vedem în viața noastră care este atitudinea, care este relația noastră cu Dumnezeu. Aici deasupra ambonului este un plexiglas. Astăzi, cu surprindere, l-am văzut îndreptat. M-am uitat, de vreo 3 ani de zile, era abătut săracul, stătea pe perdea acolo. Și mă deranja. Eu știu că pe dumneavoastră vă deranjează alte lucruri. Pe mine ăla mă deranja tot timpul. Și mintea mea de multe ori mi-a spus, voi lua o scară, mă voi urca și voi îndrepta. Și n-am făcut-o niciodată. În această dimineață am avut surprinderea să-l văd îndreptat. Ceva a făcut-o. Nu știu dacă s-a gândit ca mine 3 ani sau i-a trebuit un minut, văzându-l strâmb să se urce pe scară să-l îndrepte. Dar este drept. Eu mă bucur de lucrul acesta, e un lucru mic. Dar în același timp mi-am dat seama că 3 ani de zile am putut să fac ceva și n-am făcut. Și doar mi-am promis. Și doar mi-am spus în inima mea că voi face. Probabil de multe ori înaintea cuvântului Dumnezeu, fiecare dintre noi am recunoscut că este strâmb plexiglasul ăsta. Sau este strâmb lucrul acesta în viața noastră. Fiecare dintre noi am dat dreptate predicatorului și a spus așa este. Fiecare dintre noi am dat dreptate Domnului și a spus așa este. Mulți dintre noi am luat și hotărârea să-L îndreptăm. Dar n-am făcut-o. Eu aș vrea că în această dimineață să nu mai avem această atitudine înaintea lui Dumnezeu. Haideți dacă luăm hotărâri în inima noastră să le ducem în deplinire. Pentru că și prin asta putem să dăm cinste lui Dumnezeu. Vom face această rugăciune pentru cauze. Ne vor ruga pentru biserica noastră. Ne vor ruga pentru oamenii de aici. Ne vor ruga pentru cei care sunt în jurul nostru și care Dumnezeu vrea să le vorbească prin noi. Așa cum am fost avertizați. Această perioadă de sărbători în care vom fi acasă, vom încerca prin toate activitățile noastre, prin vorbele noastre, să dăm cinste Fiului Dumnezeu. O vom face dacă avem relație cu El. O vom face dacă avem o atitudine de respect, de ascultare, de recunoștință. O vom face dacă vom avea o atitudine de reverență înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să o facem din toată inima. Și întrebați, spuneți, pentru că nu trebuie să ne oprim din lucrul acesta, vecinilor, colegilor, știți ce se sărbătorește în lumea noastră? Și ai ocazia cea mai minunată. Cred că este momentul cel mai potrivit pentru evangelizare. Nu știu dacă este o perioadă mai potrivită a anului, în afară de perioada când este sărbătoarea aceasta nașterii Domnului și când se sărbătorește moartea Domnului. Sunt perioadele cele mai potrivite când putem să vorbim despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Dar haideți să recunoaștem că sunt momentele când spunem cel mai puțin despre Dumnezeu. Știți de ce? Considerăm că deja ceilalți știu lucrul acesta. Dar vă spun că foarte mulți cred că ei sărbătoresc un Moș Crăciun, cred că ei sărbătoresc porcul, cred că ei sărbătoresc anumite lucruri total diferite de nașterea lui Dumnezeu.
veți rămâne și vor rămâne surprinși, spunând oamenilor spre Dumnezeu că ei nu cred într-un Iisus Hristos venit pe pământ ca și mântuitor al nostru. Dar avem ocazia să o facem și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Asta era întrebarea din versetul 1. Asta a fost întrebarea ucenicilor atunci când au fost duși în fața Sinedriului. Și când le-a poruncit Sinedriul acela să nu mai vorbească în numele acestui Hristos, acestui impostor. Ei s-au adunat la biserică și au pus întrebarea aceasta. Pentru ce se întărâtă neamurile? Pentru ce este totdeauna războiul acesta spiritual? Al mișcării întunericului, demonice, împotriva unsului Dumnezeu, împotriva lui Hristos. Și aceasta este întrebarea fiecăruia dintre noi. Ce minunat că Dumnezeu ne dă răspunsul. El este suveranul, slăvit să fie Domnul. Chiar și atunci când noi nu vedem nicio speranță, în urma acestor, ce știu eu, acte pe care le pun pe ascuns la cale, împotriva noastră, s-a vestit și Dumnezeu a vorbit în mijlocul nostru că cei din fruntea poporului și chiar din fruntea acestei țări pun la cale legi și pun la cale porunci care vor fi împotriva legii lui Dumnezeu curate. Și probabil în inima noastră a fost o anumită teamă. Dar haideți să lăsăm toate în seama lui Dumnezeu. Dumnezeu știe cel mai bine și el planul și va duce în deplinire, slăvit să fie El. Haideți să slujim pe Dumnezeu cu această bucurie, dar și teamă în același timp. Haideți să slujim pe Dumnezeu așa cum vrea El. Haideți să dăm cinstea lui Dumnezeu. Ferice de toți cei cât se încred în El. Așa se termină psalmul acesta. Ce minunat este lucrul acesta!